Pentru mai multe informații, George Thomas a discutat cu Nuri Turkel de la Comisia Statelor Unite pentru Libertate Religioasă la nivel internațional. Domnule Turkel, vă mulțumesc pentru participare. Un intervievat a spus că președintele și este mai degrabă un naționalist Han decât un comunist. 90% din populația Chinei e compusă din chinezi Han. Oare președintele încearcă să scape de celelalte 55 de grupuri etnice? George, vă mulțumesc pentru invitație. Aceasta este o întrebare excelentă. Oamenii adesea trec cu o vedere aspectul rasist al genocidului uigurilor aflat în desfășurare în China condusă de Xi Jinping. Oamenii vorbesc despre ambițiile politice ale lui Xi Jinping, despre ambițiile globale ale Chinei, despre noul drum al mătăsii, despre siguranța domestică. Însă tot ce vede lumea că se întâmplă în prezent are un aspect rasist

Ambasadorul chinez din Washington, Sui Tian, ce a declarat în mod public că guvernul său transformă poporul uigur în ființe umane normale. M-am uitat recent, comunitatea internațională nu a spus chinezilor cine este o ființă umană, nimeni nu le-a spus că stilul lor de viață, cultura lor, limba lor este superioară față de alte culturi. Trebuie urmărite cu atenție declarațiile oficiale chineze pentru a înțelege că intenția de a nimici tradiția și identitatea etnică și națională a uigurilor există de multe secole, așa cum fostul președinte, Mike Pence a spus audienței în august 2018 la Institutul Hudson. Nu e vorba doar de uiguri. Ei au parte de multă atenție deoarece se confruntă cu o situație așa de groaznică. Mai sunt pe lângă ei și creștinii, tibetanii și ei sunt persecutați, nu-i așa? În primul rând, sunt vizați creștinii și musulmani. Represiunea tibetanilor are loc de multă vreme, însă creștinismul și islamul sunt considerate a fi o religie occidentală de către statul chinez. Statul chinez consideră că aceste două religii, dar și altele, Reprezintă o posibilă amenințare și lipsă de loialitate față de partid. Astfel, ei încearcă să înlocuiască orice religie organizată, creștinismul, islamul, budismul tibetan, deoarece acestea pot crea instabilitate. Astfel ei iau toate măsurile necesare cu orice preț pentru a fluidiza identitatea etnoreligioasă a acestor oameni. Ei vor ca prin procese de transformare să accepte ideologia comunistă. Practic este vorba de reeducarea lor. Pe scurt, ne-au mai rămas doar 30 de secunde. Președintele Biden a spus că ceea ce se întâmplă în aceste lagăre corespunde normelor culturale ale Chinei. Ce părere aveți? Asta nu are niciun sens pentru că este o politică orchestrată gândită de multă vreme de autoritățile chinezești din 2009 pentru a rezolva ceea ce ei numesc problema Xinjiang. Ei o numesc soluția finală pentru Xinjiang, este ceva ce mă de multă vreme. Noi tocmai am aflat despre asta. Domnule Turchiel, trebuie să încheiem conversația. Vă mulțumesc pentru participare. Alpha.